Dunărea Brăila rămâne pe primul loc în Liga Națională de Handbal și după etapa a șaptea, echipa antrenată de Costică Buceschi reușind să câștige cu 20-18 la Roman. În deplasarea din Moldova, Dunărea a fost condusă de echipa romașcană cu 7-5, însă a revenit până la pauză când scorul era de 8-10. În repriza secundă, paradele lui Voicu și reușitele lui Tiron au conservat diferența de 2 goluri pentru Brăila, care s-a impus în final cu 20-18. Echipa condusă de Andon Boscovski a avut 21 de ratări din 41 de aruncări spre poartă, conform statisticilor meciului preluate de pe site-ul Federației Române de Handbal. Iasna Toscovici a reușit să înscrie de 7 ori din 16 încercări, iar Glipco de 6 ori din 9 aruncări. Din păcate, așa cum ne așteptam, am întâlnit un adversar foarte valoros. Practic este echipa care a luat loc lui HM Baia Mare ca și nivel valoric. Din păcate însă sunt puțin supărat pentru numeroasele ocazii pe care le-am avut și nu le-am fructificat. Am avut și foarte mult ghinion, dar și situații foarte clare de a marca care nu s-au concretizat. Am avut cel puțin 10 situații clare de gol care nu s-au materializat și, așa cum am spus întotdeauna, un adversar de valoare te sancționează. După acest meci, conducerea clubului așteaptă desfășurarea returului cu Alba Fehervar în Ungaria, apoi meciul cu Craiova, după care meciul se va muta pe plan administrativ. După aceste două meciuri vom face o analiză și vom lua și o serie de măsuri și sancțiuni. Atât împotriva conducerii tehnice, cât și împotriva jucătorilor. În clasament, Dunărea este lider cu 21 de puncte, iar CSM Roman a rămas pe poziția 8-a cu 9 puncte.